E cununa lui Hristos, ziurel de ziua, adusă din rai în jos, ziurel de ziua. Multă emoție în glasul copiilor. Asta a fost concluzia angajaților administrației locale, unde în data de 17 decembrie au venit 10 de tineri colindători de la școlile și grădinițele din Reghin și împrejurimi. Copiii au venit în grupuri însoțite de cadrele didactice și au reușit să impresioneze prin talentul lor și prin emoția transmisă. Astăzi am venit cu un grup de colindători de la grădinița cu program normal numărul 3 Reghin, cu un grup de 25 de copilași care s-au pregătit pentru acest moment cu mari emoții. Repetițiile au fost întoi pentru că ei îl așteaptă pe Moș Crăciun și la serbările de la grădiniță, iar astăzi au venit cu mare drag să o colinde pe doamna primar, știind că dânsa întotdeauna este foarte preocupată de noi cei mici. Am primit din partea primăriei și moșul Nicolae, pentru care mulțumim și de care ne-am bucurat foarte mult. În numele colegelor educatoare, în numele copiilor și a părinților, vrem să vă urăm sărbători fericite, moșul să fie darnic cu cei mici și anul care vine să ne aducă bucurii și împliniri. Copiii din Petele au pregătit un colaj de colinde, colinde deosebite, care aduc bucurie, lumină, normal, sentimentele care sunt specifice acestor sărbători. Și au dorit să aducă cu ei bucuria de la Petelea, primăriei din Reghin și doamnei primar, care este consăteană de-a noastră. Și am dorit să intrăm în casa dânsei, aici unde muncește, și ai ura un an nou fericit, sărbător cu bucurie și tuturor reghinenilor, pentru că sunt aproape de noi, lângă Petelea. Copiii din Suseni pentru acest an au pregătit colinde atât în limba română cât și în limba maghiară. Predau la ambele secții și m-am gândit ca să fac așa o asociere între ei. Au trecut pragul instituției și elevii de la liceele din Reghin. Aceștia au recunoscut că și ei îl așteaptă pe Moș Crăciun și le plac colindele tradiționale românești. Unii însă au cântat în engleză, iar cadrele didactice se declară mulțumite de implicarea lor și liceenii au fost felicitați de cei din primărie. Ziule, ziule de către ziua, că va duce o cunună, că va duce Elevii s-au pregătit cu mult sârg și cu multă bucurie pentru sărbătoarea de Crăciun în special și mai ales pentru a merge la colindat. S-au îmbrăcat în portul frumos românesc. Am încercat să cântăm colinde cât mai vechi și cât mai tradiționale, specifice poporului român. Încercăm și în anii viitori să mai trecem pe la colindat și de grăbim acum că mai avem multă cale de parcurs și pe la alte gazde. Pentru astăzi, eu împreună cu două colegi am pregătit două colinzi, aseară pe înserate și creștinilor noi astăzi. Și am fost însoțite de o gașcă de băieți, tot de la noi, de la liceu, de la Liceul Tehnologic Petru Maior, care au făcut o urare. Am format un cor în ultima vreme la liceu, care încercăm să dezvoltăm diverse activități muzicale, preocupări frumoase. Colindele care le-ați ascultat sunt colinda noi în seara de Crăciun, Sara e bună lui Crăciun și la poartă la Ștefan Vodă. În fiecare an avem acest obicei de a colinda primăria municipiului Reghin, deoarece întotdeauna ne-a ajutat și sperăm ca în continuare să fie alături de noi și să putem colabora și pe viitor. Avem nevoie și noi de oameni buni în prejurul nostru, chiar am dat de oameni buni anul acesta, a fost totul extraordinar. La primărie se anunță colindători și în data de 18 decembrie. Vor cânta copiii de la grădinițele din municipiu, dar și de la școlile generale din Reghin și comunele învecinate. De asemenea, și-au anunțat prezența ansamblul Stejărelul și fanfara municipiului Reghin. Noi în seara de Crăciun, noi în seara